Aoleu, i-am luat prea mult de aici. Aoleu, cred că am greșit. Nu? Am greșit puțin, așa-i? Nu o să-și dea seama. Bine te-am găsit la frizeria lui Boosted. Ce păr frumos ai! Ar fi păcat să-l tundem piel, așa-i? Știm cu toții momentul ăla când ne ducea mami la frizerie și noi spuneam să ne facă așa o freză frumoasă, frizerul se băga, mami spunea altceva și făcea frizerul vzzz în capul nostru și tăia tot părul acolo și după aia ieșeam tunși chei, deși noi i-am spus să avem părul atâta. Și după aia plângeam și ne certeam cu mami și mami ne bătea și ne tăia și ne dădea cu bâta și apoi ne închidea în debaraj și eu țipam și stăteam 2 ore închis în debaraj și apoi țipam și mai tare și nu ne dădea de mâncare și stăteam 3 ore, 3 zile, 4 zile, 5 zile și apoi mă întrebau la școală unde ai fost și eu le zic ce am în debaraj și pe mine nu mă credea nimeni și... Aoleu, sau doar eu pățeam așa? Treaba este că am venit aici să rezolvăm problema asta. De astăzi ne jucăm Barbershop Simulator VR și să facem freze cum trebuie. Așa că bomba la butonul de like pentru 5000 de frizuri puternice și frumoase și ne vedem. Let's go, baby! Ulo, domnule, cum arăți să-mi bag picioarele, să mă ierte Dumnezeu, zici că ți-au crescut aici în chelia asta, bă, băiatule. Eu nu înțeleg cum poți să-ți crești așa barbă, să mă ierte Dumnezeu. Noroc că vrei să te fac chel, că Doamne ferește. Așa, închidem informațiile că n-avem nevoie de ele și avem... Aulă, da, stai că am uitat că atunci când faci pe cineva chel trebuie să-l tunzi repede. Stai că-l facem pe băiatul ăsta. Secretul numărul 1, trebuie să dai foarte bine cu pieptănul. Pieptănul este prietenul tău cel mai bun atunci când ești frizer, ca să știți și voi. Ia uite-l pe băiatul ăsta cum arată, acum zici că l-am făcut mop. Poate imediat să vină mama să dea cu mopul pe Gresie și-l ia pe ăsta drept mop. Gata, deja mai avem 1 minut jumate și el vrea să fie chel, nici măcar sprâncene nu vrea să mai aibă. Imediat te fac chel, fratele meu, stai liniștit. Trebuie să-i dau cu mașina asta în barba asta aici, de să nu mai știe ce-i cu el. Dacă vreți să aveți o freză frumoasă și să fiți frumoși, dragii mei, bombardați butonul de like să facem 5000 de like-uri. Fiecare like ajută frizeria lui Boosted Commando să crească și să devină cât mai frumoasă. Nu uitați, acum... Discount! Dacă dați like, sunteți tunși chei pe gratis, cine nu și-ar dori. Fuh! Doamne, ce-am obosit! E grea munca asta de frizer, credeți-mă, poate nu pare, dar trebuie să faci o treabă de minune aici. Ia uite ce frumos l-am făcut. Zici că l-a bătut vântul. Așa, și acum repede să-l dăm cu briciu. Mai am 30 de secunde, îl facem repede cu briciu, ia uite. Deci când dai cu briciu ăsta zici că iese rumeguș din capul lui, nu zici că iese păr. Zici că pur și simplu faci... rumeguș, că dai zgârii un lemn și iese rumegușul. N-am bă ce să-i fac la ăsta. Deci freza de chelie mi se pare cea mai grea freză pe care poți să o faci vreodată ca om pe planeta asta. Este o freză la care trebuie să muncești extraordinar de mult. Așa, gata, ia ce l-am făcut. L-am făcut bine de tot. Doamne ferește, punem asta la dezinfectat. Și, domnule, ia să vedem, evaluăm situația. Eh? Arată bine. Eu zic arată de minune. Hai să vedem. Ia, haircut, brush. Bă, ce ia... Bă, 2 stele! Cum bă să dai 2 stele, bă, nemernicule, că te-am făcut frumos? Uită-te la el, mă! Doamne, ferește! Cum bă să lași 2 stele, bă, ia mă, că ți-au toți banii, toți banii ți-i iau. Ia uite că mi-arată și degetul. Puh, să te duci încolo. Bun, dragii mei, deci după cum putem observa aici este... frizeria lui Boosted Commando. Avem aici locul unde se lucrează, un loc foarte igienic și frumos cu aparatele astea, tundem și porci, tundem și pisici, după care tundem și oameni. Asta este calculatorașul nostru la care lucrăm, avem aici frumos. Haideți să vă prezint, deci avem un servis, curățenie. 20 de dolari pe curățenie! Să mă ierte Dumnezeu, să văd eu cine vine să-mi curețe aici. Ia uite-o pe doamna asta ce frumoasă e. O, domniță, te aștept să cureți și la mine acasă diseară, ok? Da, ce pot să zic, aici este locul meu, sanctuarul meu, aici vine lumea să-mi plătească cu cardul frumos și să trecem la treabă. Aici sunt domnii care ne așteaptă, apăsăm frumos pe ding dong și să vă tunem pe toți. Mamă, când îi văd pe ăștia când vin cu freze de astea de turbați, să mă ierte domnul, deci pe bune că jocul ăsta m-a făcut să înțeleg cât de grea e viața de frizer. Îmi vin ăștia cu niște freze din astea așa oribile. Bine, ăsta are mult păr. Ăsta e un om avantajat pentru că are un păr frumos cu care putem să lucrăm. Uite, trebuie să-l facem așa cu cărare, trebuie să-l tunem puțin, să-l dăm cu mașinuța. O să facem frumos ce iese aici la domnul în cap, o să iasă frumos. Sper. Gata, l-am făcut și acum începem să-i dăm cu mașinăria asta, ia. Trebuie să avem grijă cum îi dăm aici, că trebuie să-i lăsăm o parte din barbă. Deja i-am tuns mustața strâmb. I-am tăiat toată mustața, cred că. Deci trebuie să-i lăsăm barbă pe jos, din ce am observat eu. Trebuie să-i o facem și mai scurtă, ceva de genul ăsta. Ia,
Mi s-a descărcat mașina. Hai, frate, că nici n-am terminat. Trebuie să-i dăm cu foarfeca repede. Îi tăiem așa cu foarfeca, ca să-i nivelăm situația cum trebuie. Și la mustăcioară trebuie să-i facem așa o mustăcioară de asta de muschetar, cum s-ar zice. Ia uite ce muschetar l-am făcut. Mi se pare că am foarte puțin timp, asta mă enervează, deci lipsa timpului. Eu nu pot, sunt un artist care trebuie să mă manifestez și n-am timp să mă manifestez din cauza asta. Îl dăm cu briciu repede, ia ce-l facem cu briciu aici pe domnul ăsta. Ia uite, mamă, deci așa mult îmi place briciu ăsta că zici că fac rumeguș. Și mie îmi place rumegușul mult. Ok, gata boss, acum tundem și sprânceana, nu-i nicio problemă. Ia uite ce frumos ți-am făcut sprânceana. Eu nu înțeleg ce om pe planeta asta vine la frizer și zice, tundem sprâncenele. Așa, lăsăm aici mustăcioara asta așa. Mustăcioara lui pana corbului. Ia uite cum arată. Zici că și-a scăpat șobolanul în ciorbă. A, mai avem de tuns partea asta așa, pe aici din ce observ. Și trebuie să-i mai luăm și din formă pe aici. Da, ea arată bine, mă, arată ca în poză. Bă, de ce să vă mint? Ziceți voi de n-arată ca în poză. Ia uite-l ce bine arată domnul. Bă, da, ce mult îmi place jocul ăsta, deci e așa relaxant, aș sta și aș tunde oameni din ăștia toată ziua. N-aș fi crezut că un joc din ăsta, de genul ăsta, ar putea să-mi placă așa mult. Bun, păi, mie mi se pare că deja e gata, ia. Îi dăm o culoare, aș dori să-i dau cu verde. Și îi dăm culoarea asta drăguță așa aici și îl facem de milioane. Cam poză arată, nu? Nu vi se pare? Ziceți voi de n-arată cam poză. 10 puncte, next. Dacă nu-mi dă asta $500 și 10 stele, mă arunc de pe bloc și mă împușc în timp ce cade pe bloc. Hai, bă, cum să nu-mi dea, mă? Bă, mi-a dat 3 stele, bă, dă-te, mă, încolo, mă. Dă-te încolo, uite-te ce frumos arăți și îmi dai 3 stele. Hai, dă-mi 3, $35 așa, da? Ia uite, și așa se face plata, îmi dă cardul, eu frec aici cardul, el crede că a plătit $30, de fapt mi-a plătit 1000, se duce acasă. Vede mai târziu, mulțumesc frumos, i-a și plăcut. Și îi dăm în continuare. Eu nu înțeleg. Deci eu nu înțeleg cine poate să vină la frizerie și să zică, fă-mă dracului de să arăt, de zici că acum am scăpat din secolul 11, am venit cu mașina timpului și arăt ca ultimul om care trăiește în canalizare. Na, am vorbit foarte urât. Pentru că un om care trăiește în canalizare măcar ar arăta frumos, bă, spre deosebire de ce vrea ăsta să-i facă în cap atrocitatea aia și... Și... Luăm mașina și începem să ne batem joc de fața lui. Deci el mai vrea barbă doar de la un anumit punct. Îi lăsăm barbă fix de unde își dorește el, nu-i nicio problemă. Și mustață nu mai vrea deloc. Mă scoate mustața asta că și așa arată ca un păduc, e obosit. Am văzut păduchi care trăiesc în mustăți din astea. Așa, mai luăm și pe partea asta și acum începem să micșorăm bărbița. Că vrea să aibă un fel de barbă de asta, de țap turbat. Să-l vadă lumea pe stradă să zică că vine țapul turbat după el să-l omoare dracului sau... Și acum începem să-i facem autostrada în cap. Ia uite cum îi dăm. Îi facem la băiatul ăsta aici. Fai lei mami. Toate gagicile de pe stradă o să urle după el și o să zică, băi ce bărbat frumos ești. Am văzut șobolani mai frumoși ca tine. Așa, continuăm aici, în spate. Asta e lucrarea de artă pe care o manifestăm aici. Spatele ăsta trebuie să iasă extraordinar de bine. Nici nu știu. Nici nu știu cum putem să denumim trunsoarea asta, că... E pur și simplu o atrocitate. Eu zic că l-am făcut bine. L-am făcut pe placul lui, așa-i? Trebuie să-i facem aici în spate. Bă, sincer, eu când mă duc la frizerie, ăia nu dezinfectează cu ce lucrează acolo. Adică lucrează în continuare cu... Dacă au tuns 100 de bărbați cu briciul ăsta, 100 de bărbați au tuns. Nu, mă, nu contează. Cine dezinfectează chestiile până la urmă? Boosted Commando, la cea mai bună frizerie de pe planetă. Nu știu, uneori cred că vorbesc prea mult și prost, așa cum sunt și eu, că așa îmi zicea și mama în fiecare zi și dimineață când mă trezeam la școală. Du-te la școală, prostule, să înveți, să nu mai fii prost. Am mers 12 ani la școală și încă sunt prost. Mie mi se pare că am făcut bine în părul ăsta. Ziceți voi, de nu l-am făcut frumos pe domnul ăsta. Aolo, stai că am uitat să-l colorez. Repede, ce culoare vrea? Albastru? Repede, repede, că pe asta fac cei mai mulți bani, pe albastru, pe culoare. Auleu, că am vorbit așa mult încât m-am panicat. Doamne, n-am apucat să-l fac tot. Hai să sperăm că i-a plăcut. Mamă, deci mă simțeam așa bine la ce freză i-am făcut, am uitat să-l termin. Dar arată bine, ziceți voi de n-arată bine. Așa, hai să vedem ce notă ne dă. Băgamiaș X3. Să dea, na, ne-a dat 3 stele, hai, marcă banul. Să văd acolo banii, să văd acolo banii, eu pentru bani trăiesc. Mulțumesc frumos, du-te, să nu te mai văd. Bă, mă simt bine, sincer, îmi place ce iese aici, îmi place ce iese și sunt super, super frizer. Un frizer bun, bă, n-ai ce zice, n-ai ce zice, sunt un frizer bun, bro. Ia uite-l pe ăsta, bă, cum vrea să fie făcut. Mama, asta o să fie un challenge.
Doamne ferește, dar încep să-mi vină băieții ăștia cu frizuri din ce în ce mai grele de făcut. Dar nu-i nimic, dar ce, nu mă pricep eu? Ziceți voi de nu mă pricep eu. Mie îmi place cum au ăștia părul, că zici că sunt ultimii turbați. Nu știu cum să-l fac așa la nivelul ăsta pe care și-l dorește el. Asta ar fi una dintre probleme. Pentru că mașina mea tunde foarte scurt. Și el nu vrea să fie tuns foarte scurt, vrea să fie tuns scurticel și cu părul sculat. Asta cred că o să fie cea mai grea freză pe care am putut să o fac vreodată. Hai să vedem ce iese, domnule. Oulă, i-am luat prea mult de aici. Oulă, cred că am greșit. Nu? Am greșit puțin, așa-i? Nu o să-și dea seama. Are puțin luat mai mult din stânga și puțin mai mult lăsat din dreapta. Dar eu zic că arată bine. Ce frumos îi fac mustăcioara lui pana corbului. La propriu pana corbului. Să mă ierte Dumnezeu cum poate să arate chestia asta aici. Bă, băiatule, zici că i s-au bătut puricii pe mustață. Hai că a ieșit de zile mari, bă. De zile mari a ieșit ce am făcut aici. Așa, și acum îl facem repede blond, că a zis că vrea să fie blond. Ăsta e punctul meu forte, l-a pictat de păr. Când eram mic, la școală mereu luam numai note mari când venea vorba de desen. La fel de bine desenam precum frizez. Bun, doamnule, eu pot să zic că arătați exact cam poza pe care mi-ați dat-o. Hai să vedem dacă ne place ce a ieșit aici. Ne place de minune. O să fie vreodată când o să fac și eu mai mult de 3 stele naibii. Nu vom ști niciodată. Marcă banul. $30. Așa, da. Hai să văd degetul ăla acum. Așa, degetul ăla vreau să-l văd. Mulțumesc frumos. Gata. Asta e ultima tundere pe care o efectuăm aici la noi în salon. Nu pot să cred. Nu pot să cred, bă. Mi-a venit iară de asta cu freză de asta. Nu te tund, mă, eu refuz să mai tund oameni de ăștia cu freză de asta. Pleacă-mă de aici. Îți fac doar capul așa frumos. Ți-l, cum îi zice, colorez. Îți dau puțin cu piaptănul și o să ne prefacem că te-am tuns, ok? Că nu se poate, mă, așa ceva, să-mi veniți voi cu dorințe de freze de astea. Ia plecați, mă, de aici, mă, să vă mai aud eu pe voi că vă doriți freze de astea. Na, te-am dat așa cu asta. Așa, îi dăm și barba în jos. Mama, am descoperit un schemă nou când dai prin barba. Ia fiți atenți aici. Dai așa și apoi deodată faci așa. Ia ce fain ar, iasă. Așa. Oh, Doamne, ce-am obosit! Îmi obosesc mâinile. E foarte greu, mă, să fii frizer. Așa las pe ăsta. Fiți atenți ce-i fac aici. E la modă freza asta, așa, de camionagiu sau care-i treaba? Na, să vezi ce freză de camionagiu îți fac în cap. O să-ți dorești după aia. Atât zic, că o să-ți dorești părul înapoi. Așa. O să o numim opera mea de artă specială. Ultima mea operă de artă este și specială în același timp. Și să vezi ce specială e. O să te duci după aia la Doamne, Doamne și să te închini la icoane și să-ți dorești să-ți crească părul mai repede și să nu mă fi cunoscut la ce-ți fac în capul ăsta. Gata, l-am făcut. Uitați-vă ce frumos a ieșit. Bă, cum arată băiatul ăsta, bă, băiatule, zici că e ultima mumie, bă. Să mă ierte Dumnezeu, ce naiba ai pățit, domnule, ești bine? Să-mi spui dacă ai probleme, să-mi spui să sun la poliție. Uite ce riduri are aici, zici că nu mai are dinți în gură. Ești gata. Mi se pare că e destul de fericit pe ce lucrare am făcut aici. 2 stele. Dă banii cu ace. Nu i-a plăcut, mă. Cum să nu-ți placă, mă, ce frumos am făcut și lui nu-i place. Bun, dragii mei, asta a fost excursia și aventura în frizeria lui Boosted Commando. Dacă vreți să faceți și mai multe aventuri pe frizerie, pe nebunie, bombardați butonul de like să vă tund frumos în cap, vă pup dulce cu sclipici și ne vedem tura viitoare. Mua, mua!